Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a lecțiilor de economie, a lecțiilor de business cu inflexiuni în antroposfera juridico-economică și cu o temă și un invitat pe măsură. Îi spun bine ați revenit în studio profesorului universitar dr. Valerius Ciucă de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe care l-am reinvitat pentru a dialoga și a crea jaloane, poteci de interpretare a ceea ce ar putea să însemne banii, moneda și funcțiile simbolice ale acestora. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru călduroasa invitație. Fiind o discuție pe un lucru atât de utilizat de noi toți, dar totodată cu inflexiuni juridico-economice pe care încă nu le conștientizăm, cred că contribuția noastră la realizarea acestei emisiuni va fi edificatoare. Da, sper. În orice caz, eu sunt încântat să glosăm pe seama acestui puternic simbol juridic, și anume moneda. O putem începe chiar de la Aristotel, cu ceea ce Aristotel numea funcțiile monedei sau funcțiile banilor? Da, bine. Aristotel deja reprezintă, să spunem așa, un rezumat al unei mari dezvoltări în câmpul valorilor și al simbolurilor acestor valori. Aproape că este un apogeu al acumulărilor ideatice pe seama acestui simbol extrem, extrem de complex, care este moneda. Complex și seducător. Am rămas la baza gândirii aristotelice, dar vedem bine că nu este o bază, este un vârf al gândirii filozofico-juridice pe seama monedei. Când spun filozofico-juridice, mă gândesc la economie ca filozofie practică. De fapt, termenul acesta care sugerează materialitatea economiei mie îmi cam displace, pentru că este inautentic și nu descrie o realitate profundă. Economia, de fapt, este o filozofie practică, la fel cum și dreptul, dar dreptul s-a retras într-un câmp nomotetic. Economia, precum studiile filozofice, economia își permite tribulațiuni, chiar dacă sunt consecințe vizibile care vin de aici. Nu? De asta și nouă economiștilor ne place să ne autonumim sau să acceptăm o numire ca fiind filozofi ai lucrurilor pământene. Da, ca și cum filozofii lucrurilor nepământene ar fi, să spunem așa, de fapt, teologii. Teologii care se ocupă cu ceea ce este dincolo de fizica lui Aristotel, adică cu metafizica, cu lucrurile invizibile, le numim celeste, sau ale înălțimilor gândirii sapiențiale. Nu, identificați o perioadă antemonedă sau o perioadă antimonedă, dacă facem referință la troc? Da, perioada antimonedă este perioada pe care o trăim noi acum. Nu? Dar a început cu quaternarul. Perioada antemonedă este perioada cea mai, să spunem așa, densă din punct de vedere al temporalității, al cronologiilor. Nu? Am trăit în antemonedă, dar cu toate acestea într-o economie, deci nu în natură, nu la cheremul naturii, vreo 9.000, 10.000, poate chiar 11.000 de ani. Și doar de, să spunem, 2500, cu multă îngăduință, 2500 de ani, suntem în câmpul acesta al monedei. La început,
nedenominată și apoi, din ce în ce mai mult, prin nomos nomisma, cum spuneau latinii noștri dragi, prin nomos nomisma, tot mai ficțională, tot mai ideatică. Moneda noastră de astăzi este o monedă care încarnează foarte mult spirit poetic, creativ, foarte mult, să spunem așa, spirit metafizic. Foarte, deși foarte în zilele mult. Noastre... Deci, de la început a fost un simbol, dar a fost un simbol fără simbolon. Da? Dacă ne ducem în Lidia, Frigia, în aceste state din Levantul primar, nu? Care era atunci cornul de abundență al lumii. De fapt era singurul spațiu verde, să spunem așa, unde agricultura ajunsese la niște progrese remarcabile, nu? Și plecăm din Delta Nilului, deci plecăm de la semiții noștri egipteni, care sunt și antecesorii noștri prin prințesa Europa, răpită de Zeus și adusă la Creta, și ajungem în Mesopotamia, în Babilon, și firește că avem în vedere nu doar spațiul acesta levantin, dar și spațiile conexe, să spunem, sudul Anatoliei, exact acolo unde în aceste state conduse de regi precum Midas, nu? Știți legenda cu Midas și pasiunea lui pentru aur, și Giges sau Giges, nu? Lidianu, deci Frigia și Lidia. Aici au apărut primele monede așa cum le știm noi, nu? Ca obiecte din metal care reproduc formele cele mai atrăgătoare din natură. Cele mai atrăgătoare forme din natură, seducătoare chiar, și care erau rezervate pentru prima oară în unele regate nord-africane pentru cumpărarea soțiilor. Erau acele scoici cauris, au și o formă care așa subliminal ne invită să ne gândim la o parte a corpului care ține de perfecta intimitate a soțiilor, a doamnelor din antichitatea primară și până astăzi. Deci, elementul lipsa, da, care va genera ulterior trocul. Elementul lipsă sau simbolonul pe care l-au inventat egiptenii. Nu? Ne aflăm în primul mileniu antecristum, nu? Și după o perioadă de ridicare a acestor construcții faraonice care și astăzi ne impresionează, piramidele, și care, spre deosebire de Marea Piramidă de la Machu Picchu, spre deosebire de această creație mezoamericană, are atașat și un simbolon. Nu? Îl vedeți și pe bancnota de un dolar american, nu? Și vedeți că între vârful piramidei și trunchiul de piramidă este un spațiu, nu, aerisit așa, da? De parcă elementul lipsă urmează să vină. De aceea simbolul este totdeauna ceea ce lipsește. Nu este ceea ce este prezent. Este și natural așa, pentru că în momentul în care oamenii au început să gândească mai mult noetic, într-un spațiu noetic, într-un spațiu al ideilor, și până
până într-acolo încât au fost nu doar contaminați, ci corupți de acest tip de gândire, care este totalmente nenatural. Da? Dar care s-a naturat, vorba lui Spinoza, natura naturata, este la fel de valoroasă ca natura dăruită nouă, să spunem așa, de Dumnezeu. Și atunci, elementul lipsă este vârful acesta de piramidă. El este simbolonul. Și este mai important decât trunchiul de piramidă dintotdeauna, pentru că în schimburile noastre, noi le vedem ca fiind schimburi comerciale, reale, le tratăm în drept în materia lui Ius Rerum, chiar dacă este vorba de o subdiviziune a lui Ius Rerum, și anume materia obligațiilor, dar în toate drepturile reale întâlnim această viziune, am spune, materialistă, mercantilă, în sensul de schimb onorabil de produse prin intermediul banilor ca simboluri valorice, nu? A doua funcțiune a lui Aristotel, după prima, care era aceea de monedă de cumpărare, nu? Și înainte de a treia, care era aceea funcțiunea de economie, nu? Pentru că de aici am pornit. Ei, și atunci întreaga dezvoltare ideatică în jurul acestui simbolon a adus strat cu strat un produs cultural care până în ziua ce o trăim pare să aibă o istorie ce nu se mai termină. Nu? Nu se mai termină. Și nu mă gândesc aici numai la acești bani foarte ciudați, aceste criptomonede, nu? Criptomonede, ca și cum ar fi monede, nu? Mă gândesc și la acei bani ai viitorului care vor fi practic propriile noastre doleanțe rezumate în gânduri, traduse apoi în cifre și numere, și care vor fi perfect la purtător și perfect inaccesibile pentru ceilalți. Nu? Visul dintotdeauna, să ai un seif care să fie perfect sigur. Nu, seiful acesta poate fi doar aici, în mintea ta. Și în viitor, probabil, banii aici vor fi depozitați în spiritul nostru, pentru că vom valoriza perfect orice acțiune omenească, orice act, orice bun care ne înconjoară sau care se află departe. În orice caz, pe făgașul acesta noi ne aflăm deja. Putem spune că moneda simbolizează și raritatea resurselor? Că dacă ar exista abundență, n-am mai avea nevoie de un intermediar al schimburilor? Da, adică răspunsul este ambivalent. Și da, și nu. E vorba aici de competiția primară dintre un sistem economic bazat pe o valoare universală, respectiv un sistem economic bazat pe nevoi particulare, primare. E marea dispută dintre o economie de tip rustic, care a avantajat foarte, foarte mult schimburile primare, primordiale, trocul, și o economie de tip urban, care avantajează foarte mult moneda. De ce? Pentru că în acest tip de economie, totdeauna
oferta se diversifică, oferta este, cum să spun, de departe mai imaginativă decât ceea ce resimțim noi. Deci trocul este legat de dorință, da? Iar moneda și schimbul intermediat de monedă, care este un schimb fixat pe ideea de valoare universală sau hai să spunem quasi universală, în orice caz ne referim la universul pe care îl dezvoltă fiecare utilizator al monedelor, nu? Și atunci de aceea vorbim de o economie bazată pe o valoare universală, nu pentru că ar fi întreaga lume de acord cu valoarea respectivă. Asta rar s-a ajuns în istorie să avem un astfel de acord. Știți foarte bine acordurile de la Bretton Woods și semnificația conferită aurului și o găsim cam peste tot în lume. Dar asta e, cum să spun, o întâmplare tardivă. Pe noi ne interesează mugurii acestui tip de valorizare a lumii prin intermediul simbolurilor. Nu, banii fiind niște pure simboluri. De fapt, fac aici o paranteză. Tot ceea ce întâlnim în drept, în marele glosar al conceptelor, pe care le numim concepte juridice, totul este simbol. Dreptul utilizează numai simboluri. De aceea, numai mari poeți pot să stăpânească știința dreptului, pentru că se află într-un câmp noetic exemplar, într-un câmp al ideilor. Ei croșetează o lume totalmente paralelă cu lumea. Mai mult decât atât, judecătorului care a fost martor la un incident sau la un raport juridic ce a devenit litigios, îi se interzice să fie judecător. Vedeți, e ca această ipostază a creierului nostru, care creier sărmanul este, le-am spus și studenților, ca un animal ținut într-o celulă perfect etanșă, nu? Care aspiră către lumina zilei, dar bietul de el este tributar simțurilor. Cu alte cuvinte, martorilor care îi trimit diverse informații. Și el în solipsismul acesta genetic, el trebuie să ia deciziile cele mai bune. Exact ca un judecător care e departe de mediul conflictual, dar deciziile el le ia în legătură cu soluționarea conflictului. E foarte frumoasă această asemănare trocului. Trocului revine singurătatea. Și singurătatea, vedeți că chiar în Vechiul Testament era apreciată într-un verset din Ecleziastul, parcă, era apreciată ca un mare păcat omenesc. Monedei îi se atribuie socialitatea. Sociosul este asociat cu moneda. De ce? Pentru că numai prin intermediul desemnărilor comune poți să stabilești valoarea unei monede, valoarea reală a unei monede. Nu poți să o faci singular. Pe când la troc, fenomenul acesta al însingurării este cât se poate de natural, nu? Mai ales la trocul acesta invizibil. Știți cum se proceda când aveau loc schimburi de produse între triburi care nu prea se iubeau sau care aveau anumite mefiențe unele față de altele. Și atunci, totuși, nevoile economice existau, erau recunoscute, nu? Aceste doleanțe reciproce. Și
ofertantul punea bunul destinat schimbului într-un loc, el se îndepărta, dar nu atât de mult încât să nu mai observe ce se întâmplă cu bunul său, se apropia membrul altui trib care vedea ce bun i-a fost propus pentru schimb și așeza alături un bun de altă natură într-o cantitate considerată, să spunem, de la echivalentă. Considerată de el ca fiind echivalentă sau într-o anumită valoare, dar nota bene, ideea de valoare comună nu exista. Era o valoare relațională, o valoare pe care o atribuim noi unui anumit bun. Cum spunem noi astăzi când oferim daruri, nu? Valoarea o conferim noi. Darul poate să consta în ceva neatrăgător pentru o terță persoană, nu? Dar care să aibă pentru protagoniștii actului de dăruire, să aibă o semnificație inestimabilă, nu? Inestimabilă, inestimabile prețium, nu? Ei, și dacă ofertantul revenind considera că eu știu, contraprestația celuilalt este convenabilă, vedeți că nu spun justă. Justul este un termen care desemnează socialitatea. Nu protagoniștii unui raport stabilesc ce este just sau injust, ci terții. E un domeniu al echității care apare foarte târziu în drept, după o lungă, lungă perioadă de justiție privată, apoi mai puțin lungă, dar care este neterminată, de talion, nu? Talionul pe care îl întâlnim și astăzi în multe state, paradoxal și în Statele Unite. Ei bine, dacă era convenabil schimbul, atunci ofertantul lua produsele așezate acolo de către celălalt membru al altui trib și îi lăsa acestuia produsul oferit. Și în felul acesta se încheia un raport de schimb în această manieră. Vedeți, cerea oarecare timp, nu? Mai mult cu deplasarea protagoniștilor. Dar ei nu tranzacționau, cum spunem noi astăzi, nu? Lipsea acordul de voință expressis verbis exprimat. Era pur și simplu totul dedus din... Domnule profesor, ne apropiem de pauza mediană a emisiunii, dar deja? Înainte... Da, aș dar vrea nici să n-am început să tratăm subiectul. Aș vrea să vă întreb dacă subscrieți la ideea că moneda poate fi un bilet de tren către orice gară virtuală. Da, caracterul acesta, să spunem, universal al monedei, face ca din el să derive și simbolul libertății. Cu moneda în teșcherea, ești liber să călătorești oriunde, da? Și știi foarte bine că oriunde găsești o echivalență valorică a acestei. Pentru că moneda aduce putere, nu? Aduce, unu, putere de deplasare, în primul rând. Fără monedă n-ai cum să te deplasezi într-un spațiu non-autarhic, nu? Trocul îl poți face într-un spațiu închis, nu? În mediul rustic, în mediul, să spunem, primar. Dar moneda este acest bilet de voiaj. Jean Carbonier are o expresie foarte, foarte frumoasă în sensul acesta. Că moneda
desigur, nu numai că îți dă putere, dar îți deschide și frontierele naturale către alte lumi, nu? Și în felul acesta este suficient să o concentrezi într-o pungă cu galbeni și, adică, iată, aici sunt monede de aur, și să spui că averea aceasta este mai importantă decât cea imobiliară pe care o lași într-un anumit loc. Vă propun o scurtă pauză mică și vom reveni. Am revenit în platoul emisiunilor Lecțiile de Economie, Lecții de Business, împreună cu profesorul universitar dr. Valerius Ciucă. Domnule profesor, înainte de pauza mediană a emisiunii, am foiletat pe marginea monedei, a virtuților monedei, a simbolurilor monedei, a funcțiilor monedei, dar nu am spus nimic de faptul că moneda este legată și de ceea ce noi numim orașul păcătos. Da. Sodoma și Gomora, de medierea puterii publice, de cultură. Da, aceasta este o concepție care a fost mult, mult subliniată sau pusă în evidență, pusă în operă, de un gânditor modern foarte interesant, Jean-Jacques Rousseau. El exalta virtuțile omului sălbatic, omului primitiv, pe care, nu-i așa, societatea îl alterează sub aspect moral. Și pentru el, puritatea morală era dată de, practic, de inacțiune, nu? Cum vedem și astăzi, nu? La urma urmei, este spiritul monahal acesta, nu? Societatea, civilizația, orașul, toate acestea îți solicită acțiune, implicare. Și implicarea dă naștere la un arborescent mediu relațional, da? Care pentru oamenii ce gândesc într-o manieră frustă este sursă de maculare, da? De păcat, cum spun teologii. Dar iată, și acest gânditor genevez se apropie de spiritul teologic de cândva, care exaltă virtuțile locului închis. De fapt, aici este vorba despre această eternă căverelă între sat și oraș, nu? Satul care ar reprezenta puritatea morală și orașul care are drept simbol suprem cele două orașe care comunică de pe maluri diferite ale Mării Moarte, nu? Sodoma și Gomora, și care au fost, din nefericire, au fost obiect al dispariției în urma unui cataclism, se spune, cu rezonanțe cosmice. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Dar absolut deloc nu stau așa. Și ca dovadă că oamenii nu s-au întors la troc de dragul unei false morale. De fapt, morala fără relație între oameni este stearpă, este tartufiană, este ipocrită. Este inacceptabilă, pentru că, de fapt, ascunde o, cum să spun, o pornire neomenească împotriva societății. Și știu foarte bine că cei care apreciază profund filozofia Mântuitorului, a lui Iisus Hristos, au văzut în acesta bazele antropocentrismului.
Pentru că în dualitatea aceasta, divinitate-om, pe care o regăsim în persoana Mântuitorului, iată ne aflăm în preajma Paștelui, în această dualitate se găsește esența umanității. Umanitatea fără conexiuni este stearpă, este non-umanitate, este element vegetativ. Noi nu am fost creați pentru așa ceva. Și atunci nu sunt deloc de acord cu Jean-Jacques Rousseau și cu toți cei care vorbesc într-o manieră ignobilă despre citadinism, despre spiritul citadin. Dar nota bene, aici trebuie să ai o armătură de principii civilizatorii. Da? Și totdeauna umanismul înseamnă încurajarea relațiilor dintre semeni, a tuturor relațiilor. Ele sunt produsul minții noastre care este dumnezeiască, pentru că nu o întâlnim în natura animală, în general, de care noi ne-am desprins la un moment dat. Și de la cetele de 30 de indivizi, cam atât putem noi, aici pot trimite la opera lui Harari, cam 30 de oameni putem noi să spunem așa, să controlăm, să, e prea mult spus, să guvernăm, să conducem, nu? Dincolo de grupul acesta, lucrurile deja cer compoziții juridice foarte, foarte complexe. Foarte complexe. Și atare, iată, să ajungi la performanța aceasta de a putea determina norme planetare așa cum o facem pe plan ecologic, pe planul dreptului războiului și al păcii, nu? Și asta încă de la, nu, de iure belli ac pacis, nu? De la Ugo Grotius. Sunt 4 secole în care, iată, am acumulat atâtea și atâtea norme pozitive care facă posibilă, nu? O simbioză a oamenilor la nivel planetar. Și asta nu este un lucru rău, dar absolut deloc nu este rău. Așa că izolarea aceasta sau, să spunem așa, nostalgia trocului de cândva care nu e așa, nu se baza pe un simbol valoric cum este moneda, mi se pare că este o nostalgie nepotrivită. Poți să spui că de-a lungul timpului s-au identificat vicii ale monedei, nu? Sunt 5 mari categorii de, da, efectele perverse ale, dar nota bene, ale monopolului monetar. Aici vorbim și despre monopolul politic, vorbim și despre monopolul economic. Nu este un monopol monetar de sine stătător. Rezultă dintr-o întreagă cultură juridico-politică a locului. Și aici, iată ce spunea și Carbonie foarte bine, foarte, foarte bine, că prin monedă contribuim la deprecierea valorică a patrimoniului nostru, nu? Sau măcar relativizăm contractele noastre. Iată, într-un contract de vânzare-cumpărare cu privire la un bun important, cum ar fi o locuință sau un teren, bunuri cu valoare existențială dintotdeauna. Într-un astfel de contract, romanii, dacă ar fi constatat că timp de un an de zile, cu prețul obținut din vânzarea imobilului, nu s-ar mai fi putut obține din pricina inflației, nu s-ar mai fi putut obține măcar jumătate din imobilul respectiv,
Atunci raportul juridic respectiv era considerat un raport lezionar și avea loc o rescisiune pentru leziune, o anulare a contractului pentru motiv de leziune. Vedeți, o gândire umanistă. Cu alte cuvinte, fatalitatea economică nu trebuie să treacă dincolo de buna rațiune omenească. Adică trebuie să manifestăm empatie față de cel care a fost victima unei fatalități, nu? Inflația este o fatalitate. De ce? Pentru că e o poveste a monedei în sine, nu a raporturilor subiective dintre părți. Ele, părțile, ambele au fost de bună credință, nu? Cumpărătorul nu a urmărit uzurparea materială a vânzătorului, iar vânzătorul, bineînțeles că nici de cum nu era un prodig care să urmărească să facă acte dintre acestea de prodigalitate, de risipă. Nu era un risipitor. Apoi moneda prin volatilitățile ei, deci parcă ar fi un gaz oarecare, a produs foarte multe tensiuni familiale. De multe ori, din pricina devalorizărilor subite sau din pricina intervenției nefirești a titularului dreptului de a bate monedă, din aceste cauze au apărut suiciduri, tensiuni familiare, familii destrămate, divorțuri și așa mai departe. La fel, de multe ori, viața aceasta foarte tumultoasă a monedei pe plan valoric a produs tulburări sociale sau tulburări la scară socială, sediții, criza, revolte, războaie. Uite, priviți ce a fost în Grecia, nu? Unde o devalorizare a drahmei a făcut ca nu, timp de câțiva ani să asistăm la tulburări sociale majore. E adevărat, alimentate și de factorul politic, pentru că totdeauna orice mare necaz comun social este exploatat de către cei interesați să obțină puterea. Apoi, procesele acestea inflaționiste și cele deflaționiste și care au fost determinate de corelări artificiale ale prețurilor, cu alte cuvinte, care implică în mod direct responsabilitățile puternicilor zilei. Toate aceste procese n-au făcut ca ea, moneda, să fie foarte iubită, foarte atrăgătoare. Dar nomos, nomisma, moneda pe făgaș juridic, da, rămâne sau nu un pilastru al... Deci moneda este un concept juridic 100%. Dar nomos, nomisma este, cum am spune noi, apogeul. Apogeul. Cu alte cuvinte, și moneda trebuie să fie suprareglementată. Să fie reglementată. Și atunci e ca un fel de superputere care se exprimă în câmpul monetar. Nu? Vă dați seama, e ca un fel de încoronare a măriei sale moneda. Și atunci nomosnomisma duce ușor, ușor, ușor către dezvoltarea unei ramuri speciale de drept, care este dreptul financiar, dreptul monetar și dreptul financiar, și este o ramură foarte importantă, foarte importantă. Și aceasta a făcut obiectul unei dezbateri în Curtea Supremă Americană pe seama
intervenționismului lui Franklin Roosevelt în procesul economic american după marea criză din anii 1929-1933. Și el a spus că este cazul ca amendamentul din Constituția americană, care îi permitea doar Congresului american să intervină în valorizarea dolarului în raport cu alte monede, a spus că această interdicție constituțională ar trebui cumva ignorată sau ocolită. A căutat o formulă prin care să favorizeze spiritul intervenționist în economie. Este vorba de filozofia lui Kelsen. A fost o încercare de aplicare a unei filozofii economice particulare, nu? Și asta la o scară mare, nu? La scara economiei americane, care atunci era cea mai puternică economie a lumii și a rămas până astăzi. Dar timp de aproape 2 ani, întregul mediu de afaceri american a dat în fierbere, cum se spune, și mari antreprenori, mari jucători pe piața schimburilor americane și în domeniul financiar au criticat serios această inițiativă a președintelui Roosevelt. Și au și inițiat un proces care s-a terminat cu o decizie importantă a Curții Supreme Americane și care a anulat practic majoritatea consecințelor nefaste ale acestui intervenționism economic. Pentru că ce s-a întâmplat? Au fost orientate economiile americanilor către acest nou stat întreprinzător. Deci Statele Unite deveniseră așa o țară în care guvernanții parcă erau întreprinzători economici, pentru că au dat și cel mai mare debitor. Vedeți, și noi asistăm cumva la un fel de New Deal, pentru că asta a însemnat politica lui Roosevelt, New Deal, adică noua acțiune. Noua acțiune e ceva generic. Amintește de opera Acțiunea umană. Ludwig von Mises. Mises, da? Ei, noua acțiune. Dar, iată, instanța supremă americană a considerat că intervenționismul acesta, care era de-a dreptul agresiv, valori impresionante financiare au fost puse în joc pentru de alminteri scopuri umanitare evidente. Șomajul devenise în Statele Unite un flagel național. Și a rămas o mare frică până în zilele noastre. Este țara orcaholicilor, spuneam, nu? Pasionaților de muncă. Americanii îndrăgesc atitudinea aceasta. Nu îi iubesc deloc pe leneși, pe neproductivi, pe așa. Ei sunt foarte, foarte muncitori. Și atunci să rămână fără locuri de muncă, no, durerea era resimțită și mai mult față de durerile din alte societăți. Apoi nemunca aceasta cu caracter artificial produsă de o economie care ciclic trece prin crize și care are nevoie de mari experți pentru ca ele, crizele, să fie atenuate, nu pot fi înlăturate, dar cei mai brilianți gânditori, și nu mă gândesc numai la economiști, ai nevoie de o clasă de juriști de mare
anvergură intelectuală, nu? De cultură juridică și economică vastă, nu? Care să-și amintească din perioada dreptului roman cam cum au fost tratate crizele. Pentru că, practic, da, exact, este principiul lui Atali, nu? Care spunea, de ce eu sunt oracul cetății mele, oracul Franței și al Europei astăzi? Foarte simplu, pentru că sunt un pasionat de istorie. Eu din istorie îmi iau paradigmele pentru viitor. Lucru care este perfect adevărat. Ei, și ea, curtea americană, a spus așa, nu. Chiar dacă ne aflăm într-o situație de post-criză, în care tendința imediată este să intervenim în marile procese economice, noi nu putem să afectăm arhitectura aceasta juridică, nu constituțională, a țării noastre și să experimentăm. Nu? Aici trebuie să intervenim cu foarte, foarte mult rafinament. Ceea ce a lipsit în New Deal. Rafinamentul acesta. Acțiunea subtilă. Vedeți? Cum fac guvernatorii băncilor naționale. Ei lucrează foarte subtil. Exact pe dimensiune regale. Nu? Apropo, noi regei lumii sunt acești guvernatori care sunt mai importanți decât președinții națiunilor? Nu-i prea canonic să spunem asta, dar toată lumea știe că de aceea se păstrează acțiunea consecventă a celor responsabili pentru viața monedei, pentru denominare, pentru valorizare, pentru că marile echilibre de aici pornesc, de la bancherii fără de arginți, nu? Cum li se spune, bancherii centrali. Bancherii centrali. Domnul profesor, mai avem 3 minute din emisiunea de astăzi. Și n-am început emisiunea. Nu am început subiectul. Da. Sunt foarte multe exemple de-a lungul istoriei pe care noi le-am gândit și când am avut această frumoasă conferință în fața masteranzilor, doctoranzilor și studenților de la licență la sediul Băncii Naționale din Iași. A fost o întâmplare fericită aceea, pentru că în primul rând ne-am întâlnit într-un mediu confratern, reprezentanții ai domeniului juridic, ai domeniului economic, ai practicienilor în domeniul bancar. Poate și pentru a marca o istorie care deja ajunge la 143 de ani a celei mai sănătoase instituții a statului român. Da, a avut și caracterul acesta omagial. Pe de altă parte a fost și o ocazie de a aclama ceea ce spunea și Carbonie. Spunea, mi se pare nedrept ca în codul civil să tratăm persoanele, lucrurile și obligațiile, contractele și să ne ocupăm mai puțin de monedă. El vedea a patra parte a codului ca fiind consacrată monedei. Și asta într-o capodoperă a sa, în Flexibil Droit, o carte care este și astăzi extrem de prețuită. Moneda a evoluat, a devenit în timp o statuie ambulantă, fiduciară, bazată pe o garanție reală și teologică. Da, vedeți, aici este un simbol foarte, foarte dens. Da? De ce? Pentru că, iată, Octavianus Augustus a avut această idee de a-și face propagandă prin monede și atunci efigia împăratului a apărut pe monedă. Este motivul pentru care foarte frumos în parabola Mântuitorului nostru apare întrebarea
și trebuie să respectăm, să-l respectăm pe împărat folosindu-i banii, și el spune: dați-i împăratului, cezarului, ce al cezarului. Și lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu, ce al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că pe reversul monedei, pe avers apare valoarea inscripționată, deja este o poveste lungă a denominării monedelor, dar pe revers împărații au început să își imprime chipul și în felul acesta este, cum să spun, ambiguă proprietatea ta cu privire la monedele tale, pentru că nu este chipul tău acolo, este al împăratului. Totodată, dacă distrugi moneda respectivă, aduci indirect un afront, îi aduci împăratului, statului respectiv. E ca și cum se ipostaziază într-o postură quasi divină împăratul. Cultul imperial, cultul regal, cultul puterii se realizează foarte mult prin intermediul acestor monede, care prin, iată, prin prezența suveranului oferă indirect și o garanție de natură morală pentru utilizatorul monedei. Acesta este un împărat prețuit. Desigur, și valoarea banului este mare. Desigur, banul acesta trebuie să fie respectat. Domnule profesor Ciucă, am epuizat timpul acestei emisiuni. Subiectul rămâne deschis despre monedă, despre simboluri, despre funcțiile monedei, despre unde poate să ne conducă moneda transformată în bani în zilele noastre. Am să vă invit să acceptați să mai facem și alte interdialoguri. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru participare, mulțumim și celor care au rămas alături de noi. Le spunem că pot să revizioneze emisiunea și pe canalul de YouTube și Facebook Apostului. Sunt Dan Chirlășan și vă urez să rămâneți sănătoși.